Vreau mai întâi să priviți imaginile astea care, da, vă pot afecta emoțional. Și acum, înainte să nebunez de nervi și încercând să mă controlez, explicați-mi și mie dacă există vreo explicație logică cum pot fi ținute niște suflete în asemenea condiții. Mă, mi se pare incredibil ce există pe fața pământului. Deci acești 9 căței și o pisică erau ținuți în condițiile astea infecte de către o individă, fără apă, fără mâncare, în jegul de pe lume. Vecinii au fost cei care au anunțat autoritățile pentru că mirosul devenise insuportabil, iar săracele animale făceau și gălăgie din cauza stresului la care erau supuse. Numai când te uiți la ochișorii ăia puri, îți dai seama câtă durere e în sufletele lor. Cei de la protecția animalelor au găsit bieții căței plini de purici și căpușe, rahitici și anemici. A, nu v-am spus că e vorba de 5 căței adulți și 4 pui de 6 săptămâni. Dar ce credeți voi că urma să se întâmple cu ei? Să fie vânduți, normal, că de ce să mergi la muncă? Mai bine îți bagi joc de niște suflete. S-a deschis un dosar penal pentru infracțiunea de cruzim față de animale. Și acum ce? O să se sfârșească totul cu o amendă sau cu un an de închisoare cu suspendare? Bă, dar dacă era vorba de un om, tot așa procedam? Tot asta era pedeapsa? Poate că ne trebuie niște legi mult mai dure pentru astfel de oameni și când spun mult mai dure, mă refer la ani grei de închisoare. Uitați-vă la fetișoarele lor. Animalele astea sunt capabile de o iubire care nu poate fi descrisă în cuvinte. Nu-ți plac animalele? Nu le iubești? Dar nu e o problemă că nu te obligă nimeni. Bă, dar nu-ți bate, mă, joc de ele.